eu sunt începător și nu știu. Eu sunt plecat din țară și la stupina mea trece un prieten de-al meu din când în când. Eu sunt șofer de tir și ajung la Albine odată la 2 luni. Eu sunt la serviciu până la ora 19 și weekendul e weekend. Nu o să merg la Albine weekend. Și tot felul de astfel de afirmații sunt motivații susținute de mulți colegi apicultori pentru că nu și-au făcut tratamentele antivaroa la timp și au ajuns în diverse situații. De genul, acum vreau să încep tratamentele antivaroa, cu ce să le încep? Sau stupii mei s-au depopulat și au ajuns pe 2-3 rame, ce să fac? Sau am văzut varoa pe capul unei albine și cineva mi-a spus că e foarte grav, cu ce să tratez? Această emisiune este pentru colegii care sunt în astfel de situații sau care își pun astfel de întrebări. Pe colegii avansați, indiferent că sunt hobbyști sau profesioniști, îi rog să scrie într-un comentariu cum au gestionat situația varoa pe parcursul anului. Salutare tuturor, sunt Radu Pan. Vă recomand să luați un creion, o radieră și caietul de notițe pentru că urmează să vă dau 3 sfaturi foarte importante. În primul rând, cei care nu sunteți înscriși pe acest canal, vă rog să apăsați butonul de înscriere și clopoțelul pentru notificare. Nu pentru mine și nu pentru a crește numărul de abonați la acest canal, ci pentru că pe acest canal vă anunț din timp cu privire la acțiunile care sunt imperativ de făcut în stupină. Practic, din informațiile pe care le puteți asculta dimineața când mergeți la serviciu sau seara înainte de culcare, 5-10 minute, puteți să vă faceți un calendar de acțiuni concrete în stupină. Vă țin la curent cu informații referitoare la piața mierii. Vă țin la curent cu informații referitoare la acțiunile la care puteți participa, gen proteste sau, mă rog, alte acțiuni care pot face apicultura mai bună. Informații referitoare la fondurile europene sau la ajutoarele de stat. Vă avertizez cu privire la ce va urma. Veți primi inclusiv informații corelate, adică pot să vă avertizez cu privire la ce va urma din punct de vedere a stării vremii corelat cu înflorirea unor specii apicole, unor specii melifere. Și tot felul de astfel de informații și aducerea minte cu referire la acțiuni din stupină. De aceea să vă înscrieți pe acest canal. În al doilea rând, nu vă pot spune direct ce să faceți și cum să faceți, deoarece situațiile pot să difere de la o stupină la alta, de la o zonă la alta sau chiar de la o familie la alta sau chiar de la acțiunile pe care le-ați făcut în timpul sezonului activ, unii față de alții. Oricum, dacă până acum nu ați făcut niciun tratament, în acest an mă refer, începeți cu o rugăciune, pentru că o să vă ajute foarte mult. Dacă mai aveți la ce să faceți tratamente, faceți 3-4 aplicări de fumigații cu varachet, cu mitac, fiecare cu ce vrea, fumigații cu amitraz. Odată la 3-4 zile, în cazul în care mai aveți puiet, sau odată la 5-7 zile în cazul în care nu mai aveți puiet. Pentru a preveni reinfestările, puneți o bandă de contact. O bandă sau două benzi în funcție de puterea coloniei și în funcție de ce se recomandă pentru produsul respectiv. Când spun benzi de contact, mă refer la Mavrirol, Baivarol, Checkmite, Superstrip, Goldvaroa, Apitand, tot felul de astfel de produse care, pe care le plasați deasupra ramelor sau între rame, depinde cum vă este recomandat de etichetă sau de mentorul vostru. Eu personal le pun peste rame, acolo unde albinele au contact cât mai bine cu ele, adică deasupra cuibului. Dacă ați mai făcut tratamente, țineți cont de ce substanțe active ați folosit și faceți următoarele tratamente cu altă substanță activă, nu cu alt produs. Adică dacă ați folosit Goldvaroa până acum, nu folosiți Baivarol, adică nu aplicați în continuare Baivarol, pentru că amândouă au substanța activă Flumetrin. Puneți altă substanță activă, puneți un Checkmite, puneți un Superstrip, puneți un Apitand,
un apivar, altceva. Dacă până acum ați folosit apitant, nu o să puneți apivar, pentru că amândouă au amitraz. Puneți altă substanță activă, deci nu alt produs, nu altă denumire comercială. Faceți un plan de tratamente anual pe care să vi-l verifice o asociație, o asociație profesională de apicultori, și respectați-l cu raportarea tratamentelor. Dacă în asociația voastră nu este impusă raportarea tratamentelor antivaroa, vă recomand să mergeți la președintele asociației sau la consiliul director și să propuneți vot pentru această acțiune. Deoarece prin raportare vă conștientizați și voi și conștientizați și pe colegii voștri care până atunci nu au raportat. Dacă sunt colegi care nu raportează, s-ar putea aceia să fie tocmai printre colegii care acum se apucă de tratamente, ceea ce este foarte grav în 2024. În al treilea rând, cel mai valoros sfat pe care vi-l pot da acum este că dacă nu aveți timp sau capacitate să învățați apicultura, dacă nu aveți timp pe care să-l dedicați albinelor sau dacă aveți un serviciu care vă consumă prea mult timp, cel mai bun lucru este să renunțați la albine. Adică dacă o dată pe lună nu puteți să ajungeți la stupi, din punctul meu de vedere, ca și vânzător de echipament apicol, deci asta vă spune un vânzător de echipament apicol pentru care fiecare apicultor în plus este foarte important. Însă, pe lângă faptul că sunt reprezentant al unui distribuitor, unui importator și distribuitor de echipament apicol, sunt și apicultor și știu cât de rău poate să facă unui om lipsa timpului, unui om care urmărește doar oportunitățile sau pur și simplu unui om care nu dedică timp, nu dedică pasiune, nu are o viziune cu privire la ce va face cu albinele în următorii 20 de ani. De aceea e foarte important acest sfat și cei care nu aveți lucrurile acestea, nu aveți timp, nu aveți capacitate, nu aveți dispoziție pentru albine, nu are rost să țineți stup doar pentru un borcan de miere, pentru că mierea voastră va fi mult mai scumpă, se poate să fie mult mai toxică, pentru că cine știe ce faceți voi acolo, fără să vă dați seama. Și uite așa ajungeți să îi afectați și pe alții, nu numai pe voi, nu doar vouă vă mor albinele, ci le mor și la și vecinilor voștri. Ăsta e sfatul zilei de azi. Sper să vă prindă bine. Până data viitoare, să aveți spor la treabă, vreme bună și sănătate maximă!